Deci ăsta este aparatul, ăsta este kitul. Da? Vedeți, îl desigilez în fața dumneavoastră, da? Deci, în prima fază o să vă iau din cavitatea bucală, o să ating, da, în jurul, în spatele buzelor, da? După care dumneavoastră îl veți ține 2 minute sub limbă, unde veți aduna toată saliva, da? Chestia asta se va întâmpla până în momentul în care acest cerc, da, se va face albastru ca și cerneala, da? Acum îl țineți sub limbă, da? Țineți dumneavoastră cu mâna, da? Cam 2-3 minute, până în momentul în care chestia aia se face albastră. Să nu facem glume pe din astea, că la sală trebuie. Acum aș face calibrarea el aici, aș face... ăsta este kitul, care îl introduc aici undeva sus și testul de la domnul aici. Și testul în total durează 8 minute, în care îmi spune vreo 8 tipuri de drogă. O să apară aici. Termină domnul, o să-l introducem în aparat. Da, uitați, vedeți? S-a făcut albastru, da? Schimbăm, băgăm testul aici, da? Kitul. Da? Și acum ne spune să închidem ușa. Închidem ușa și el de acum începe să proceseze. Ce părere aveți de astfel de teste? Foarte de acord cu ele. Conducătorii auto nu ar trebui să consume sau oricine, altcineva nu ar trebui să consume asemenea substanțe. Acum au început testul propriu zis, 8 minute și 25 secunde. Uitați, vedeți? Aici apar tipurile de droguri. Ești pozitiv la benzodiazepine. Trebuie să mergem să-l ducem la spital. Da. Asta ce fel de drog? Asta nu e un drog, este medicamente pentru depresie, pentru... Ați luat ceva medicamente antidepresive? Voi ieși pozitiv la benzodiazepine. Ce? Medicamente antidepresive, care nu vă permit să conduceți. O să asigurați mașina, da? Și o să mergem la spital să vă iau sânge și urină. Serios? Da, vorbesc serios, e bună. Da, haideți, asigurați mașina, da? Facem tot testul, nu, serios, pe bune, vorbim serios, da? Da. Astea sunt medicamente, substanța. Da, antidepresive, nu știu. Și ea dumnealui. Domnul a spus că a luat ultima perioadă sau ceva? Antidepresive nu a spus că a luat, nu știu. Bine, toți spun că nu iau, dar... Da. S-a asigurat mașina, da? Eroare? Fazeam pe dumneavoastră, știți? Nu trebuie să fie grijă, mai ați publicat și rezultatul. Dăm, că dacă dă și rezultate negative, false, trebuie. Depinde ce spune IML-ul. IML-ul se pronunță, Iași. Deci acum trebuie prelevată probe biologice. Da, urină, sânge și trimis la Iași. Îți dați urină? Da. Pic de sânge? Un pic și mic, adică clasic, da. Nu? Da. Ce va întâmpla cu acest șofer? Cu siguranță va fi condus la unitate medicală pentru prelevare probe biologice, atât probe de sânge, cât și probe de urină. Ulterior se va întocmi și un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii conducerii unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. După ce vor veni rezultatele de la medicină legală, sub coordonarea procurorului de caz, se va dispune, bineînțeles, prin unitatea de parche competentă.
Am văzut că mașina e rămasă aici, ce se va întâmpla? Practic el nu mai are dreptul de conduce de acum. Da, din momentul în care s-a făcut testarea respectivă, dreptul de a conduce este suspendat. Cu siguranță, din câte am văzut, în vehicul mai este o persoană care are permis de conducere, astfel încât mașina va fi condusă către o adresă indicată de către